Conversația din Luca 13 se referă la împrejurări și oameni din istorie contemporan Domnului Iisus Hristos, atunci când a trăit pe pământul acesta. Însă aș vrea în seara aceasta să surprindem o altă însemnătate acestei conversații între gospodar, între stăpân, între proprietar și vier. Conversația aceasta are loc aici, în seara aceasta. Este o conversație care are loc în Trinitate, în Dumnezeire, cu privire la fiecare dintre noi. Nu neapărat uitând de faptul că suntem într-o sală, confortul unei săli, aș dori să te determin să te vezi un smoking, un pom într-o grădină. Și proprietarul și îngrijitorul au această conversație în prezența ta, în fața ta, lângă tine, pe înțelesul tău. Nu am să pretind că știu ce ar spune Domnul în dreptul fiecăruia dintre noi. Dacă ramurile smochinului vieții tale sunt pline doldora de smochine, care mai de care mai frumoase și mai coapte și mai apetisante. Poate că stăpânul și vierul doar se felicită unul pe celălalt, ating pomul cu multă afecțiune, și trec mai departe. Dacă ăsta este cazul tău, felicitări. N-am să intru în amănuntele rodirii, care trebuie să fie un proces de creștere permanent. Vă aduc aminte în Ioan 15, Domnul Iisus când spunea: orice mlădiță care este în mine și aduce roadă, Domnul o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Tot ce poți să aștepți în anul care vine, indiferent de ce s-a întâmplat în 2022, este că pretențiile și așteptările stăpânului cresc. Nu ți s-a dat vacanță, nu ți s-a dat timp liber, nu vei trăi din rodirea anului 2022, și în fiecare zi din anul acesta și până la sfârșitul lui, dorința și pretențiile stăpânului pentru viața ta sunt din ce în ce mai mari. Pentru că ăsta este scopul vieții noastre. S-ar putea ca unii dintre noi să fi avut momente de dezamăgire în anul 2022. Și s-ar putea să ne așteptăm rândul să ne viziteze stăpânul și îngrijitorul cu inima mică, tremurând ca un fluture și întrebându-ne: oare ce
părere. Cum evaluează stăpânul ceea ce am fost și ceea ce am făcut în anul 2022? Frați și surori, când privim în anul 2022, putem să ne uităm la toate lucrările extraordinare pe care le-a făcut Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu nu s-a făcut și nu se va face niciodată de râs. Puneți reflectorul pe El cât vreți. El o să iasă bine întotdeauna. El va lua notă maximă întotdeauna. Dar dacă noi ne-am pus în cap să le evaluăm pe Dumnezeu și să vedem ce a făcut în anul 2022. Am stat odată de vorbă cu un copil rebel. Care s-a trezit să-și critique părinții. Că n-au fost suficient de buni, că n-au fost suficient de atenți. Mă rog, și-a exprimat dezamăgirile lui. L-a măsurat de sus până jos. Un tank de tânăr. Un tank de tânăr. Bine hrănit, bine îmbrăcat. Am spus, ascultă, măi, după cum arăți și ca să arăți cum arăți, trebuie să-ți fi dat cineva să mănânci de 3 ori pe zi, cel puțin. Și după cum ești îmbrăcat, trebuie cineva să-ți fi cumpărat hainele astea sau cel puțin să-ți fi dat bani să ți le iei, că nu le-ai găsit pe stradă. Părerea mea e că părinții tăi au făcut un lucru lăudabil pentru care ar merita apreciați și aplaudați. Cea mai mare dovadă a acestui fapt este că ești aici și că respiri. Pentru că de la o anumită vârstă în sus, e adevărat, nu ți-au băgat ei aer în plămâni și nici mâncare cu lingurița pe gât, dar tot a trebuit să o pună pe masă. Și acoperiș deasupra capului tot ei ți-au pus. A fost o perioadă îndelungată în care, inclusiv ca să respiri și să mănânci, să-ți fie cald și bine, ai depins de sacrificiile lor. Dacă nimic altceva nu-ți place din ceea ce se întâmplă în viața ta și dacă chiar nu vrei să dai vina pe tine însuți, că nu ți le-ai făcut tu cu mâna ta. Și dacă vrei să-i le pui în socoteală lui Dumnezeu, măcar pentru că respiri și pentru că încă ești, știți ce spunea Obadia lui Israel? Era prea mare gălăgie. Prea mare gălăgie pentru că toți aveau ceva să-i reproșeze lui Dumnezeu. Și spune, tăcere înaintea Domnului Dumnezeu. În seara aceasta, apropiindu-se prin cuvântul său, stăpânul, și având această conversație în dreptul smochinului nostru, haideți să ascultăm cu atenție. Pentru că, de fapt, conversația aceasta descoperă câteva mari privilegii de care am beneficiat un an întreg. De care ai beneficiat un an întreg, stimat fiu, stimată fiică, rebelă,
care crezi că Dumnezeu n-a făcut destul pentru tine. Și în prezența acestui smochin și pe înțelesul lui, conversația dintre stăpân și vier descoperă aceste privilegii. În primul rând, privilegiul sădirii. Un om avea un smochin sădit în via sa. Nu te-ai trezit în vie. Nu te-ai nimerit în vie. În via acestui stăpân nimic nu e la voia întâmplării. Nimic nu este pentru că merită. Ca să fii în via stăpânului acestuia, trebuie să te fi luat și să te fi sădit acolo. Și acesta este un mare privilegiu. Privilegiu despre care apostolul Pavel vorbește în două direcții în Roman capitolul 11. Arătând lipsa de recunoștință a poporului Israel, care a crezut că îi se cuvine din oficiu să fie smochin în grădina stăpânului. Care a crezut că stăpânul are datorii față de smochin. Ascultați. Versetul 17 din Romani 11. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Există pericolul să credem că dacă am fost puși în via lui Dumnezeu, în locul altora care n-au mai meritat, care au fost tăiați și care au fost aruncați afară, modul în care ne-a selectat stăpânul să ne sădească în grădina lui, a fost așa cum alegem noi lucrurile în viață pe cele mai bune. Și apostolul Pavel spunea, Hristos a venit ca să mântuiască pe toți păcătoșii, dintre care cel dintâi sunt eu. Unii au fost tăiați pentru că n-au pus preț pe chemarea lor și pe privilegiul de a fi fost așezați și sădiți în grădina stăpânului. Alții, noi, suntem în pericolul să credem că locul acela era dintotdeauna al nostru, că ni se cuvine și că putem face ce vrem cu el. Privilegiul sădirii, primul lucru pe care îl comunică stăpânul și vierul smochinului este cine e proprietar aici și cum ai ajuns aici. Ai fost sădit, nu pe dreptul tău, nu pe bunătatea ta, nu pe meritul tău, ci pe bunătatea și privilegiul pe care ți l-a dat stăpânul, privilegiul sădirii. În al doilea rând, privilegiul așteptării. Scopul smochinului e să rodească. Nu are niciun alt scop. Dacă nu era vorba de rod, stăpânul n-avea nevoie de smochin. Nu l-ar fi pus acolo. L-a așezat acolo și are un scop precis pentru el, să rodească. Și acum ascultați. Versetul 7 spune,
Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta. Dragii mei, un alt privilegiu pe care îl are smochinul acesta este că stăpânul are răbdare cu el. E fragil, de-abia a fost sădit. Lasă-l, că nu poate să înceapă dintr-o dată să facă roade. Poate că nu pot să facă deloc, poate prea mici, poate că sunt prea puține. Spune, 3 ani la rând am venit să caut rod. De 3 ani stăpânul așteaptă. Asta este un mare privilegiu. În dreptul fiecăruia dintre noi putem pune câțiva ani, poate mai mult de 3, poate 10, poate 20, poate 30. Prețuiești răbdarea stăpânului. Nu știu ce rod a găsit în viața mea sau în viața ta. Poate că rodul a fost pipernicit, poate că s-a uscat repede, poate nu s-a copt bine, poate că au fost prea puține roade, poate că au fost ani de secetă când n-am dat, n-am oferit nimic împărăției lui Dumnezeu. Și după atâția ani, concluzia nu este că stăpânul a pierdut controlul, că are prea mulți pomi, că n-are timp de toți, că poate trece pe lângă mine și nu mă vede și anul acesta. Nu. A venit și s-a oprit în dreptul tău anul trecut și s-a oprit și cu 2 ani în urmă, și cu 3 ani în urmă, și cu 5 ani în urmă, și nu se oprește în fiecare an, se oprește în fiecare zi. Stăpânul te știe, își ține contul, ai o pagină specială în catastiful lui. Privilegiul este că a așteptat, că a avut răbdare, că poate, poate. Această răbdare a Domnului, frați și surori, este un mare privilegiu. Privilegiul sădirii, privilegiul așteptării. În al treilea rând, privilegiul mijlocirii. Pe lângă timpul mult pe care Dumnezeu îl dă fiecăruia dintre noi, doar că vom ajunge să rodim, la un moment dat când stăpânul își pierde răbdarea și spune, știi ce, dă securea! Vierul vine și spune, mai lasă-l și anul acesta. Poate că în dreptul unora dintre noi, în zilele acestea, trecând dintr-un an în altul, să știți că Dumnezeu ține cont de zile și de ani. Că și El ne măsoară timpul și viața, așa. Și a stabilit hotare și legi chiar ale timpului. Și se folosește de ele ca să ne vorbească prin ele. E foarte posibil motivul pentru care eu sau tu suntem aici în seara aceasta e că cineva în dreptul nostru a spus, mai lasă-l. Ăsta este un mare privilegiu. Putea să ți se întâmple un accident. Puteai să te îmbolnăvești rău de tot. Spuneam aseară, sunt oameni care au murit în condiții tragice în zilele acestea, fără să fi fost cu nimic mai răi decât oricare dintre noi. În dreptul tău, a mijlocit Iisus, poate că în dreptul unora a spus, vino rob bun și credincios, ai rodit.
a venit vremea să-ți numeri răsplata. Dar în dreptul tău a spus, mai lasă-l, e privilegiul mijlocirii. Un alt privilegiu este privilegiul îngrijirii. În versetul 8 spune, nu numai mai lasă-l, ci spune, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Am să mă ocup de el. De asta spuneam mai devreme, ceea ce de fapt a făcut Dumnezeu în seara aceasta, în prima zi a anului 2023, a fost să se îngrijească de noi. Să ne vorbească, să ne atingă, să ne miște. Nu doar să ne delecteze simțul artistic. Ai ascultat cuvintele? Le-ai primit înțelesul? Îngrijirea aceasta este un mare privilegiu. Dumnezeu se ocupă de noi în multe feluri. În weekendul trecut a fost primul Crăciun din viața mea când n-am venit la biserică. M-am luptat și am sperat împotriva realității până la prânz, până spre prânz. Că doară, doară. Toată săptămâna trecută m-am gândit că Dumnezeu mi-a pus un pic de gunoi la rădăcină. Nu, ne place apa. Ne place când ne pune apă la rădăcină. Știți că de multe ori îngrijirea vine și prin faptul că Dumnezeu ne pune și un pic de gunoi la rădăcină. Ne ajută. Ne ajută. E spre binele nostru. Îngrijirea este un mare privilegiu al lui Dumnezeu. Și El ar vrea să se îngrijească de noi un pic mai des, dacă am fi prezenți un pic mai des. Cinci, privilegiul iertării. Vorbi de privilegiul sădirii, al așteptării, al mijlocirii, al îngrijirii, privilegiul iertării. Poate că îți faci calcul în dreptul tău și ești surprins de mulțimea anilor care au trecut până acum și în care n-ai adus rod pentru împărăția lui Dumnezeu sau ai adus prea puțin rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă în seara aceasta tu te pocăiești și dacă în seara aceasta primești cuvântul acesta din partea lui Dumnezeu, știi care este cuvântul lui Dumnezeu pentru tine? Cuvântul iertării este, poate că de acum înainte dragii mei, spuneți-mi, vă rog frumos, ce ne-am face dacă Dumnezeu n-ar spune vorbele astea în dreptul nostru? Dacă ar aduce din urmă toate lucrurile prin care l-am necinstit, toate neascultările noastre, toate faptele noastre rele, toate gândurile și vorbele noastre, să le ia Dumnezeu așa cum am luat eu odată o linie, le-am înșirat pe toate fetele cu notele de la școală. Am zis, în dreptul la fiecare, am zis, ia să vedem. A, B, C. M-am dus cu linia, vedeți cum au început toate să tremure. De la a doua încolo mi-a trecut toată intransigența. Chiar totuși,
Că ăsta e argumentul nostru ca părinți. Bine, ți-am dat să mănânci, ți-am dat că ai camera ta, ai tot ce trebuie. Mă sacrific, mă duc, muncesc, sunt learcă, ape de sudoare și de oboseală și de muncă să te fac om. Și îmi vii cu note din astea acasă? Și avem dreptate. Că și Dumnezeu a spus, dar ce mai puteam să fac viei mele? Și nu i-am făcut. Ei, frustrarea asta, când te gândești, un an de zile m-am dus la muncă, m-am sacrificat și copilul nu prețuiește sacrificiile mele. Îți vine să-l strângi și nu în brațe. Vă închipuiți cât de dezamăgit ar putea să fie Dumnezeu, care a făcut totul pentru noi, care ne-a îngrijit. Dacă ar trebui să ne evalueze trecutul, punct cu punct, și ne dea verdicte. Însă în seara aceasta El vine și spune, auzi, vreau să te iert pentru tot ce a fost până acum. Pentru că poate de acum înainte vei fi mai serios cu pocăința, vei fi mai serios cu biserica, vei fi mai serios cu aproapele, vei fi mai serios cu familia, vei fi mai serios. Poate că de acum înainte. Asta este privilegiul iertării. 6. Privilegiul avertizării. Am citit o întâmplare despre un litigiu între o persoană care a fost dată afară din serviciu și compania unde era angajat. Înainte să meargă la tribunal, știți că există un punct intermediar care se numește arbitration sau arbitraj. Mergi la o persoană specialistă în domeniul de angajări și de afaceri corporative, specialistă în resurse umane și în felul în care un angajat trebuie să fie tratat. Și această persoană, acest specialist, atunci când a evaluat cazul acesta, am citit despre cazul ăsta, a devenit un precedent legal. Arbitrul acesta a cerut de la companie, pentru că în cele din urmă i-au justificat că performanța angajatului a fost atât de slabă încât au trebuit să-l dea afară. Fusese câțiva ani angajat. Și a spus, vă rog frumos să-mi arătați pașii intermediari pe care i-ați făcut pentru ca să-l avertizați pe acest om că performanța lui este în scădere. Unde este meetingul în care i-ați spus, vezi că lucrurile au început să meargă în jos? Unde este primul avertisment? Unde este al doilea? Pentru că dacă nu i-ați spus niciodată omului că nu-și mai face treaba cum trebuie și doar poc dintr-o dată l-ați dat afară, ați încălcat regulile de comportament corporativ și procedurile corporative. Omul are dreptul să-și revină, să fie avertizat. În împărăția lui Dumnezeu, să știți că acest principiu funcționează bine, mersi. Nimeni nu va fi tăiat fără să îi se aducă aminte în fiecare an că n-a rodit sau că n-a rodit destul. Și avertismentele lui Dumnezeu și cuvintele lui Dumnezeu vin către noi și vorbesc conștiințelor noastre în fiecare săptămână. Prin cuvânt, prin împrejurări. Știu, uneori și prin junghiuri, prin temeri ce.
Dumnezeu ne avertizează, avertismentul este un privilegiu al lui Dumnezeu. Când spune Biblia că securea a fost înfiptă la rădăcina tuturor pomilor, este un avertisment final. Urmează judecata. S-a cântat și s-a recitat în seara aceasta foarte mult despre sfârșit, despre vremea sfârșitului. Și noi ne uităm la tot ce se întâmplă în lume și ne bucurăm că nu se întâmplă pe strada noastră. Când se anunță ăștia o furtună iarna de zăpadă în zona noastră, mă uit și spun, las că poate vin vânturile astea și le dă pe la sud de lacul Michigan, ne scape pe noi. Știți că se întâmplă foarte des lucrul ăsta. Ar fi vai de noi dacă n-ar fi curenții ăștia care împing foarte mulți, foarte multe furtuni din astea de zăpadă pe la prietenii noștri din Indiana, de la nord în Indiana, pe la sud de lac. Dragii mei, toate lucrurile astea care se întâmplă în lume sunt un avertisment final, nu numai la rădăcina fiecărui pom, ci la rădăcina întregii omeniri. Este privilegiul avertizării. Și în fine, în al șaptelea rând, al șaptelea privilegiu pe care îl găsim aici, este privilegiul capacitării smochinului de a rodi. Pentru că probabil smochinul ar putea spune, nu pot. Nu am. Pot. Și noi avem un proverb că de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Nu pot. Bine, lucrul ăsta este lipsit de onestitate, cel puțin intelectuală, pentru că un smochin a fost creat, a fost făcut de Dumnezeu cu capacitatea de a rodi în el însuși. Și prin nașterea din nou, Dumnezeu a așezat în noi tot ceea ce ține de împlinirea menirii noastre de a rodi. Dacă nu rodim, nu rodim nu pentru că nu putem, nu rodim pentru că nu vrem. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Petru capitolul 1, de la versetul 3. Este privilegiul capacitării. Prin nașterea Dumnezeu, prin nașterea din nou Dumnezeu a așezat în noi capacitatea de a rodi în mod natural. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, naturii divine. Adică te-a făcut smochin în grădina lui cu capacitatea de a face ce face un smochin, de a face ce face firea dumnezeiască. Firea dumnezeiască rodește dumnezeire. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți. Ce să uniți? Lucrurile care vi s-au dat. Adică trebuie să le folosești în fiecare zi. Să împletești lanțul acesta al cadourilor divine cu care El a înzestrat noua ta natură dumnezeiască, primită prin naștere din nou. Să uniți cu credința voastră, credința, Efeseni capitolul 2. Aceasta nu este de la voi, ci de la Dumnezeu. Ce? Căci prin har ați fost mântuiți? Prin credință. Cu credința voastră fapta ați fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte ca să umblați în ele. Cu fapta cunoștința. Cine face să strălucească cunoștința lui Dumnezeu pe fața lui Hristos prin noi?
Dumnezeu. Cunoștință. Cu cunoștința, înfrânarea. Cu înfrânarea, răbdarea. Cu răbdarea, evlavia. Deja am intrat pe teritoriul roadei Duhului Sfânt. Toate lucrurile astea au fost turnate noi prin Duhul Sfânt. Sunt de la Dumnezeu. Noi trebuie să le luăm și să le împletim. Cu evlavia, dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru, Iisus Hristos. Dacă nu ai aceste lucruri, nu le ai pentru că încă dai târcoale în jurul taberei firii pământești ca să te mai hrănești din stricăciunea care este în lume prin pofte. Și lucrurile acestea se exclud mutual. Smochinul lui s-a spus foarte clar că este un smochin privilegiat și binecuvântat. Și fiecare dintre noi suntem fraților în seara aceasta aici și suntem chemați să rodim anul 2023. Hai să ne urăm la mai multă roadă, la mai multă biruință, la mai multe verigi unite și țesute în ființa noastră pentru ca să-L proslăvim pe Dumnezeu. Pentru că va mai veni în dreptul smochinului meu, în dreptul smochinului tău, poate și mâine, poate și în ziua următoare, poate de multe ori, poate la anul pe vremea asta. Și aș vrea ca în dreptul nostru Domnul să spună: am să-L curăț pentru că vreau să aducă și mai multă roadă. Să ne ajute Dumnezeu la asta.